Salutare, mă numesc Natalia și sunt proaspăt absolventă a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova. Astăzi se împlinește un an de când televiziunea facultății există. O zi importantă pentru mine, deoarece mă număr și eu printre studenții care au contribuit ca pagina facultății să fie mereu activă. Îi urez televiziunii reporteri sârguincioși și implicați și aici mă refer la voi, dragi studenți de astăzi, deoarece atâta timp cât voi veți fi implicați, televiziunea facultății va exista. Aceasta este începutul vostru, un început de care aveți norocul să vă bucurați încă din primii ani de facultate. De ce spun norocul? Este pentru că televiziunea vă oferă posibilitatea de a vă manifesta în calitate de reporteri și de a căpăta experiență. Să aveți curaj și să nu vă fie frică de critici, pentru că ele ne fac mai buni. Și țineți minte, un om criticat este mereu un om care atrage interes. Să aveți inspirație, energie, baterie și multă memorie internă în telefon. Să ne auzim de bine!